Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Ia uitați-vă la Denisa, ce emoții are. Este toată emoționată. Pentru că astăzi este o zi foarte importantă. Nu e deloc așa importantă, dar ea are emoții. Are de dat un mic examen, dar nu e nicio brânză. Și suntem noi două aici. Și Florin este acasă cu copilașii. Sunt foarte curioasă cum o să se descurce. Adică știu sigur că o să se descurce, dar probabil o să fie un picuț greu. Așa că aștept să-mi povestească el ce a făcut. Șterge frumos că ai făcut mizerie. Hai, șterge. De ce ai vărsat apă? Așa, a făcut curat. Șterge și gurița. Șterge și gurița. Așa, șterge și gurița, șterge și gurița. Ia uitați ce aranjament frumos am. Ați văzut filmulețul? Dacă nu v-ați uitat la filmuleț, mergeți neapărat să vă uitați. Este foarte frumos. Cu castane culese de Tanti și de Claudia și de noi și ghinde acolo. Și cu niște dovlecei de plastic. Iubi, știi ce aș vrea dacă găsești? Să cumperi. Niște ciocolată, Mirica. Da. Te rog! Te rog! Încă mai avem o grămadă de ciocolată, Mirica. Da. Ce zi, te-ai mai gândit? Mai facem un filmuleț împreună? Deocamdată nu mă întrebi. Dar nu cu ciocolată, cu altceva. Nu știu, vedem, mai discutăm. Mai discutăm? Mm. Mai discutăm, deci e posibil. Cu ce să facem? Cu pizza? Cu sandwich? Da. Cu chips? Cu Pringles, ne-am gândit să facem cu Pringles. Da. Ar fi o variantă. Odată am vrut să fac cu Denisa și cumpărasem toate sortimentele de Pringles. Și n-am mai apucat să facem că s-a întors în România, cred că acum vreo 2 ani. N-am mai apucat să facem. Nu, dar așa trebuie să... Chestia e că și mie mi-a zis... uite că Daniel vrea să se încalțe acum. Și-a luat tene și se încalță. Nu se simte prea bine. Este, cred că este și frig, așa, adică... Ei este frigă, după cum vedeți, mie nu mi-e frig și în casă nu e frig, dar ea e, zice, congelată toată. Și ceva o supără. Și vrea multe doguri, zice, nu ați rece-ai. Dogustea mea. Și Lili. Unde este aici și ne păzește pe amândouă. Că de multe ori mai pun piciorul jos, uit că e acolo și dau de moale, dar nu calc tare, că mă aștept să fie aici. Că ne mai trebuie. Ne mai trebuie. Tu. Aici am unde-i grămadă. Ești frumoasă? Așa, sunt mâncabul la o parte. Și trebuie să-i dau multă dragoste. Și tati ne pregătește inhalatorul. Să facem și o inhalație. Oh, iubirea mea mică. Adică nu trebuie iubirea mea mare și grăsană. Gata, cam atât în acest filmuleț. Trei copilași dorm, nu știu până când. Și m-a ajuns și pe mine oboseala, vreau să închei filmulețul. Însă am postat filmulețul cu decorațiunile de toamnă. Și o întrebare a fost cum am agățat coronița aceea pe ușa, astfel încât să nu stric ușa. Și vreau să vă arăt ce folosesc. Aveam două agățători de genul ăsta în baie, dar
Una am luat-o ca să o folosesc în bucătărie, în bucătărie, la ușa de la intrare. Practic, sunt așa niște cărlige, niște agățători. Se găsesc în magazinele astea așa mari de... Cred că și în alea mai mici, de decorațiuni interioare, de... de astea, de pus să cumperi parchet, mobilă, așa, nu știu exact cum se numesc. Aici se spune, de exemplu, Baumarkt. Și pe la baie, unde găsiți chestii de baie, gen perdele de duș, cârlige din alea să agățați perdelele și chestii de genul ăsta, acolo găsiți și aceste cârlige. De obicei vin în seturi de câte două și pur și simplu se agață așa pe ușă, ușa se poate închide, deci nu afectează cu absolut nimic, nu deranjează, nici nu-ți dai seama că e acolo și merge și la ușa de la intrare. Da. Și eu pe o chestie din asta mi-am agățat coronița la intrare. Nu mai știu cât am dat, dar oricum n-am dat mult. O să trebuie să îmi iau în baie un alt set, că doar cu un cârlig nu este suficient, dar așa funcționează. În fine, cam atât în acest filmuleț. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul de următor. Pa! Call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I have